Palti, evreica deportată în Transnistria își amintea. Se zvonea că comandantul german a cerut guvernatorului român din Transnistria să curețe malul Bugului de evrei și țigani. Țiganii fuseseră și ei deportați din România. Erau ținuți în lagăr. De-abia atunci am văzut că pe malul Bugului, alături de pontonul ridicat cu câteva zile înainte, sunt sute mii de oameni. Țigani cu corturi, cu copii, cu câini, cu căruțe, trase chiar de ei. Caiile fuseseră luați, așteptau încă din toiul nopții când îi aduseseră acolo. Noi, în ghetou, nu auzeam nimic. Coloana noastră porni. Subprefectul Aristide Pădure înjura și lovea. Polițiștii ucrainieni își îndesau buzunarele cu lucrurile aruncate de noi. Într-o jumătate de oră am ajuns la mal. Pe fiecare bac erau încărcați cam 60-70 de țigani. Țiganii erau transportați pe malul unde îi aștepta moartea. Plângeau și pe ei Dumnezeu îi uitaseră. Nu-i mai putea ajuta. Trecu un bac. Multe femei cu copii. Una în zdrențe s-a ridicat în picioare. Ținea în brațe un copil mic, gol. A urlat ca o fiară, a ridicat copilul spre soare și l-a zvârlit în apele tulburi ale Bugului. Un urlet uriaș. Toate femeile de pe bac s-au ridicat în picioare și și-au aruncat copiii în apele Bugului și îndată s-au aruncat și ele. Unele încercau să se înapoieze notând pe malul românesc. Soldații de pe mal au început să tragă cu armele. Țiganii de pe ambele maluri au început să urle. Pădurea și-a scos revolverul. A tras în plin, ucigând unul, doi, trei, dar cine i-a mai numărat? Și în 42 ne-a luat pe noi, toți țiganii din România, și ne-a dus la Transmisia, pe malul Bugului. Acolo pe noi și pe jidani. Ne-a dus ca să ne omoară, nu ne-a dus ca să ne dă acolo. Și că hai să vă duc la Bug, să vă dau căruță și plug. Și nu ne-a dat nimic, ne-a dus să ne omoară, să ne împușcă. Pe o parte de jedani le-au împușcat. Noi când am ajuns acolo ne-au pus la munții agricoli. Căram grâul de la colectiv, de la corvoș și îl duceam la gară. Și de la gară duceam petrișa, duceam la balastru. Și ne-au pus la muncă acolo forțat. Noi nu știam că muncim. Noi nu știam carte. Nu știam politică, n-am avut partid, n-am avut nimic. Noi trăiam în cer liber cu căruța și cu doi caturi. Umblam din sat în sat și dătream de azi pe mâine. Altă nu ne-am avut alta veri. Am avut o căruță, un cot și doi cai. Când ne-a dus acolo, ne-a dus atrat, ne-a băgat, ne-a făcut lagăr. Eram 7.000 de familii. Când aproape se vină în satul de Crăciun, lăsatul săcului mai era. Ne-a luat într-o noapte, a luat căruță, a luat catâri de la noi, a luat toate bunurile ce am avut, le-a luat tot armata lui Antonescu. Antonescu și cu Hitler a dat ordin să ducă țiganii la Bug și jidanii, ca să le omoară. Și la 7.000 de familii, a făcut 500 de bordeaie, au ajuns, care au apucat noaptea, care au apucat, au intrat în Bordeu. 2, 3, nu au avut un sân capă toți, s-au rămas afară. La 12 noapte au început un viscol și a ținut 3 zile. Și s-au strâns fiecare familie cu copiii lor, că avea 2 copii, 3 copii, cât avea, poate avea și atunci câte 5 copii. Acolo am cremenit, că a ținut 3 zile și 3 nopți. Le-au acoperit de pată, le-au făcut troian. Și noaptea și-au murit 1500 de țigani. Ne-a dus la o pădure de-a muncit, unde era marcată pădurea aceea de 100 de ani s-o taie și n-avea nici 100 taie, în raionul Bălț. Punea câte 6 țigani la un copac, că era copacul gros, mare. Când răma copacul acela, mai prindea țigani acolo, că nu era învățat să taie la pădure. Mai murea și acolo, murea și acolo. Făcea o groapă de o jumătate de metru și o băga acolo. Mai viu, mai mort. Nici viu, nici mort. Îndrăznește. Puterea e în tine. Prinde curaj. Informează-te. Dă valoare informației. Implică-te. Autocunoaște-te. Îndrăznește. După aia când s-au rupt frontul la Cotul Domnului,
să plecăm cu toți în România. Că noi nu eram învățați, acolo era satele departe, unul de altul, câte 30-40 de kilometri, un sat, unul de altul în Rusia. Nu cum e la noi aici, satele aproape, unul de altul, 5-6-10 kilometri. În postul mare de Paști, în 44, s-a avut frontul și am plecat spre România. Care a avut o căruță că v-a furat de la corhoz, a făcut o cărucioară, un cal, cum a putut, și-a plecat. Care nu, mai lua câte un cal, făcea doi ghesați și punea doi copii, un copil dincoace, unul dincolo, și punea pe cal și mergea. Ajungem pe acolo, noi nu puteam să stăm jos, că vinea neamțul și ne împușca dacă vedea că stai jos pe șansă ordinești. Era 13 copii într-o căruță. S-a venit doi neamți să ia calul din căruță ca să pună arma pe cal. Și-a început copiii și plânge. Au pus mitralierea și le-au omorât pe toți, curgea sângele cum curgea apa din căruță, dintre acelea 11 copii. După aia am ajuns la Nistru, la Tiraspol. Nu ne-a dat voie să intrăm în oraș. Ne-a dat să luăm așa de-a dreptul ca să iesăm la Nistru să trecem podul. Acolo ne-a prins alt viscol. A murit și acolo 200 de țigani. Asta era în postul mare, aproape de Paști. Și Dumnezeu făcea niște drăbănii de ăștia. Ei, a trecut toată armata românească, a venit armata nemțească. Ei, l-a oprit, neamțul ce l-a oprit coloana lui, unde? La România. Hai, și ne-au lăsat de-am trecut în Pasarabia.